Astăzi, în jurul orelor 14 și 30 de minute, pompierii au fost solicitați de un locatar să intervină la blocul 28 din cartierul Micro 5. Pe holul de la etajul 8 persista un miros puternic. Teama locatarilor s-a confirmat după ce angajații ISU au spart ușa apartamentului. În casă, chiar în prag, a fost găsit cadavrul unei femei de 68 de ani. Vecinii au spus că femeia locuia singură și că în trecut a suferit două preinfarcturi. A venit un vecin de aici, că miroase la dânsă aici. Eu, aici e asociația de proprietare noastră. Că miroase. Și ne-am dus, am chemat și pe un vecin de la etajul 7, am mai chemat mai mulți vecini și într-adevăr am mirosit și dânsul lucrează la pompieri. Și a anunțat la pompieri acolo, am sunat și la 112, a deblocat și dânsa aici la intrare, la ușă. Aha, deci era chiar pe hol, dânsa. E pe hol, acolo. Nu mai văzut de mult? De vreo săptămână n-am mai văzut-o. Am mai fost de o săptămână. Avea probleme de sănătate? Avea probleme cardiace, era tot două ori salvarea. Polițiștii criminaliști vor verifica dacă femeia a decedat din cauze naturale sau din alte motive.